Instalația de stocare și distribuție a oxigenului medicinal este extrem de necesară în condițiile în care Spitalul Orășenesc Nehoiu funcționează ca spital suport pentru pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 ce au nevoie de îngrijiri medicale. Green Group a achiziționat echipamentul de la Linde Gaz România, unul dintre cei mai importanți furnizori de gaze industriale și medicinale din țara noastră. Noua instalație va crește capacitatea de alimentare simultană cu oxigen de la 2 până la 14 paturi separate, însemnând că spitalul va putea asigura îngrijiri corespunzătoare unui număr mai mare de pacienți care au nevoie de suport ventilator sau de oxigenoterapie. Este un sistem modern cu aprovizionarea oxigenului din afara spitalului, da. Și este o instalație întreagă de distribuție care ajunge până la capul pacientului. A fost semnalată această nevoie aici, ea a apărut ca urmare a situației generate de pandemia COVID. Erau necesare secții de terapie intensivă bine dotate și cu ocazia asta, iată că am făcut această creștere de la două paturi care erau alimentate de butelii la o capacitate de 14 paturi astăzi. Instalația era mai mult decât necesară în situația în care unitatea spitalicească nu a putut să se bucure în ultima perioadă de investiții majore care să îmbunătățească atât calitatea actului medical cât și serviciile oferite pentru pacienți. Simțim și mândri și onorați că au ales ca să ne doneze banii necesari activității noastre. De-a lungul timpului, spitalul nostru a avut probleme financiare, a avut realizat multe obiective. Până acum, tot fluxul de oxigen era de nivel scăzut, low flow, și noi puteam asigura debitul de oxigen maxim 10 litri pe minut. Această investiție este binevenită deoarece asta e 10 paturi în compartimentul ATI și câte două paturi în două sări de operație, ne ajută pe noi ca să asigurăm necesarul de oxigen pentru toți pacienții care au probleme respiratorii și de asemenea pacienții care o să fie operați. Avem rezerve ATI la Spitalul Nehoiu, avem o sală de operație la Spitalul Nehoiu care se apropie de ce trebuie ca standard în anul 2022 și acum îmi explic și faptul că domnul primar ne-a susținut în acest proiect și trebuie menționat faptul că imediat primăria Nehoiu s-a alăturat acestui proiect și a renovat și a igienizat anexa ce adăpostește stația de tuburi de oxigen. Fără intervenția rapidă și promptă, noi nu aveam unde să instalăm această stație modernă de oxigen. Când m-am aplecat asupra Spitalului Orășenesc Nehoiu, lucrurile erau undeva într-un stadiu destul de jos. Am început prin a instala prima dată o centrală termică, pentru ca acest imobil să fie independent energetic și să putem să funcționăm prin resurse proprii. După care am intrat la interiorul spitalului, am reușit în mare parte să accesăm niște fonduri, să modernizăm în parte Spitalul Orășenesc Nehoiu, dar suntem undeva destul de departe pentru standardele anului 2022. Mulțumim lui Dumnezeu că și pe ultima sută am reușit să realizăm acest lucru benefic pentru comunitatea nehoiană, dar și pentru întreaga Valea Buzeului. Grija pentru sănătate este o platformă de donații creată de Green Group, ce are ca scop identificarea nevoilor de sănătate ale comunității locale și susținerea acestora. Investiția de la Spitalul Nehoiu este deosebit de importantă atât pentru comunitatea locală, cât și pentru pacienții care locuiesc în comunele învecinate orașului. Avem aici o instalație dotată, computerizată, care asigură un flux de oxigen dublu față de cel existent înainte, deci de la 10 atmosfere acum ne ducem spre 20 de atmosfere. Asta rezolvăm problemele de respiratorii acute, din câte am înțeles, dacă m-am exprimat corect medical, lucru necesar atât pentru zona COVID, dar și pentru zona de terapie intensivă postoperatorie. Este al doilea proiect al nostru și cel mai mult ne bucurăm că demersul care a implicat acest parteneriat, instituția prefectului Green Group, a stimulat și alte instituții să se alăture acestui efort de sprijin
pentru Spitalul Nehoiu, de fapt pentru pacienții ce vin la Spitalul Nehoiu. În cadrul proiectului Grija pentru Sănătate, Green Group a anunțat săptămâna trecută o donație semnificativă de 100.000 de euro, direcționată către crearea unui centru de evaluare și tratament COVID-19 în incinta Spitalului de Boli Cronice Smeeni și modernizarea spitalului, precum și către instalarea a 4 centre moderne de vaccinare în județul Buzău.